18 iulie. Cum se studiază Biblia? Cercetați scripturile, pentru că să cotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan 5 cu 39. Cartea cărților este cea mai îndrept să ceară atenția noastră plină de respect. Noi nu trebuie să ne mulțumim doar cu o cunoaștere superficială, ci trebuie să căutăm a învăța înțelesul deplin al cuvintelor adevărului și a sorbi adânc din spiritul sfintelor profeții. A citi un anumit număr de capitole în fiecare zi sau a te obliga să memorezi un anumit fragment, fără a se gândi cu grijă la înțelesul textului sfânt, este o lucrare care aduce puțin folos. Anumite părți din scriptură sunt într-adevăr prea clare pentru a putea fi înțelese greșit, dar sunt altele, al coror, înțeles, nu se găsește la suprafață, pentru a putea fi cuprins dintr-o privire. Scripturile trebuie comparate între ele, trebuie să cercetăm cu atenție și să medităm cu răbdare, și un astfel de studiu va fi răsplătit din belșug. Așa cum minerul găsește filoane de metal prețios ascunse în adâncurile pământului, tot așa va găsi cel care cercetează cu perseverență cuvântului Dumnezeu ca după o comoară ascunsă, adevăruri din cea mai mare valoare, care sunt ascunse de vederea căutătorului superficial. Nu trebuie precupețit niciun efort pentru a forma un obicei corect de studiu. Dacă mintea se abate, adu-o înapoi. Dacă gustul intelectual și moral a fost pervertit de povestiri fantastice, suprasolicitante și emoționante, atunci ai dedus o luptă cu tine însuți, pentru a birui acest obicei vicios. Suntem înconjurați de necredință, chiar și atmosfera pare încărcată de ea. Numai printr-un efort constant vom putea rezista acestei puteri. Apelez la voi, tineri și vârstnici, faceți din Cuvântul lui Dumnezeu manualul vostru. În el veți găsi adevăratul etalon al caracterului. Peste tot în domeniul Revelației sunt răspândite izvoare de adevăruri cerești, de pace și bucurie. Ele sunt la îndemâna oricărui căutător. Cuvintele inspirate, cumpănite în inimă, vor fi ca niște izvoare ce curg din râul de apă vie. Mântuitorul nostru s-a rugat ca mințile ucenicilor să poată fi deschise pentru înțelegerea scripturilor. Și ori de câte ori studiem Biblia cu o inimă rugătoare, Duhul Sfânt este aproape pentru a ne descoperi cuvintele pe care le citim.